Mugurel Suropărceanu și-a dat demisia în această dimineață din PSD după 15 ani de activitate. S-a prezentat personal la partid. Socialdemocratul nu a precizat în demisie motivele acestei decizii, spune însă că a suferit mai multe dezamăgiri. Este o concluzie pe care am luat-o ca urmare a mai multor, să spunem, întâmplări care m-au dezamăgit și, în consecință, nu vreau să fac scandal. Nu cred că este bine în perioada asta de alminteri să supun partidul unui scandal mediatic. Voi reveni poate la momentul oportun, peste câțiva ani, cu mai multe precizări. Cert este că plec dezamăgit și cred că e mai bine așa. Foștii colegi de partid ai acestuia cred că motivul pentru care și-a dat demisia este că nu a mai fost confirmat pentru o nouă candidatură. Demisia pe care a depus-o la sediul partidului nu a făcut niciun fel de motivație, dar noi bănuim care este cauza. Probabil că este supărat că în urmă cu o săptămână conducerea partidului, Comitetul Executiv Județean, nu i-a mai acordat încrederea de acum 4 ani când a fost desemnat să candideze pe Colegiul 2 pentru Camera Deputaților. După părerea mea, n-a făcut bine. După părerea mea, un om care a ajuns parlamentar din partea unui partid niciodată nu trebuie să întoarcă spatele partidului respectiv. Mugurel Suropărceanu a fost criticat de mai mulți primari PSD că nu a făcut nimic pentru ei în calitate de parlamentar, motiv pentru care au spus clar că nu îl vor mai susține. În aceste condiții, cel care va candida acum pe Colegiul 2 este Mihai Weber.